Mult. O șoferiță din Ploiește a reușit să strice una dintre pompele de alimentare ale unei benzinării. Ea a alimentat, a plătit și s-a grăbit să părăsească benzinăria. S-a urcat în mașină și cu pistolul pompei conectat încă la rezervor, ea a călcat accelerația. În imagini se vede cum uh, furtunul este aruncat la câțiva metri distanță și pentru a preveni un dezastru, angajații benzinării au intervenit de urgență, au întrerupt alimentarea pompei, uh, după care au împrăștiat pe jos o substanță care neutralizează combustibilul.